După plecarea golgheterului Andy Pușcaș, avântul Reghin a fost nevoită să facă întăriri în compartimentul ofensiv. Unul dintre atacanții aduși în această vară de gruparea reghiniană este Chiorian Doșa Filip. Jucătorul consideră că din acea poziție poate da cel mai bun randament, dovadă că a reușit să se impună încă din amicale, marcând în câteva rânduri. Mai multe despre el aflați în următoarele minute. Cum a început povestea ta în fotbal? Care au fost primii tăi pași? Eu am început fotbalul la 9 ani, la Sovata. După 3 ani, la 13 ani, am ajuns la Kinder. Acolo am jucat 3 ani. După ce s-a desființat clubul, m-am dus în Ungaria, unde am jucat iarăși 3 ani. Și acum am venit acasă și am ajuns la Vântu. Cum a fost în Ungaria? Foarte frumos, mi-a plăcut. Acolo am terminat și școala. Deci au fost 3 ani foarte frumoși. La ce echipă mai exact ai evoluat? La o academie, Academia Groșici. Eu acolo am jucat la Under 19. Diferă mult sistemul lor de antrenament, de joc față de cel românesc? Un pic. Acolo am jucat foarte multe meciuri pe terenuri sintetic. Aici nu prea, în România nu prea. Și fotbal un pic mai moale. Aici, acasă, îmi place mai mult. Cum te simți la Vântul Reghin? De când ai venit, cum ți se par colegii? Chiar mă simt foarte bine pentru că e o atmosferă plăcută. Mă înțeleg bine și cu colegii și cu echipa. Eu zic că avem o echipă bună și sper să obținem un rezultat frumos. Tu joci la Vântul pe postul de vârf împins. Crezi că ți se potrivește acest post? Eu zic că da, mi se potrivește pentru că am viteză, am și forță și am mai jucat și mijlocaș stâng, dar acolo sus, în fața porții, îmi place mai mult. Ești mulțumit de jocul prestat până acum? Păi, în primele două partide, după antrenor, am jucat foarte bine, adică bine, dar din păcate nu am reușit să dau un gol, dar o să încerc parcurs să înscriu cât mai multe posibil. Ce simte un jucător în momentul în care marchează? Nu pot să descriu acest sentiment pentru că parcă nu știu și cum să o spun. Se oprește lumea și chiar un sentiment foarte plăcut. Dacă nu joci fotbal, nu pot să descrii, nu pot să trăiești asta. Ce ai simțit prima dată când ai pășit pe un teren de fotbal? Care a fost primul tău gând? Păi bineînțeles, am început să joc fotbal după ce am văzut și la televizor și fotbal și eu am crezut că așa scheme pot să fac ca și ei, dar după aia mi-am dat seama că mai trebuie să muncesc un pic și să fac treabă la antrenament ca să reușesc acest lucru. Eu că zic că avem un lot foarte puternic și putem să obținem rezultate foarte bune parcurs. Ai un anume fotbalist care îți place, atât din România cât și din străinătate? Din România îmi place foarte mult de Marius Nicolae, care din păcate nu mai joacă în România. Din străinătate îmi place de Didier Drogba, atacantul meu preferat. De ce? Ce-ți place cel mai mult la el? Se vede pe el când intră pe teren că dorește să câștige și are forță, viteză, ceea ce parcă aș găsi și la mine și de aia îmi place poate așa de ea. Ca jucător, ce ți dorești în continuare pe plan sportiv? Păi, în prezent vreau să joc bine la Avântul aici și după, sigur că o să am, dacă joc bine, o să am oferte și o să văd în continuare ce, da? Sper să în primul rând să nu mă accidentez și să am sănătate și după aceea să mă ajute Dumnezeu așa, să ajung undeva mai sus. La ce echipă ți-ai dorit să joci în România? În România? Fiecare jucător are un vis să joace la o anumită echipă. Păi poate mi-ar place a CFR acolo, la CFR. De ce tocmai CFR? Pentru că aici în Ardeal, echipa mea preferată, nu prea îmi place de acolo, de la București, echipe.
Jurnalul de sport se încheie aici. Noi ne dăm întâlnire mâine la aceeași oră. Sunt Loredana Bendriș, la revedere!